duży jazd od miasta Słowiańska. No ja na to jest ty. Jest ci nieba, Kary? Hej. Coś ty proszę. Putem să începem? Da. Bună ziua! Deciziile judecătorești de invalidare a rezultatelor alegerilor din Chișinău înseamnă anularea democrației în Republica Moldova și instaurarea dictaturii. Suntem astăzi aici pentru a anunța care sunt acțiunile, planurile noastre de mai departe. Ieri am convocat o primă ședință a grupului de inițiativă a Comitetului de convocare a Comitetului de Rezistență Populară sau Cetățenească, unde am discutat cum vom proceda de acum încolo și astăzi vrem să împărtășim cu dumneavoastră ideile pe care le-am discutat și pe care le-am convenit. În primul rând, anunțăm crearea unei mișcări de rezistență a cetățenilor, unei mișcări de rezistență națională și vrem să îndemnăm pe toți cetățenii ionești, pe toți cei care cred în democrație, să se alăture acestei mișcări de rezistență. Evident, situația prin care trecem este una foarte dificilă și trebuie să ne pregătim de timpuri grele, trebuie să ne implicăm într-o luptă care va dura, să fim conștienți de acest lucru și e nevoie să fim cât mai uniți. Apelul nostru de astăzi este pentru toți cetățenii. Și cei care au mers la vot în Chișinău, și cei care l-au votat pe Andrei Năstase, și cei care nu au mers la vot, dar care cred că votul cetățeanului este important și care vor vrea să meargă la vot la toamnă sau peste 4 ani sau peste 8 ani. Apelul nostru este pentru toți cei care cred că noi, cetățenii, trebuie să decidem cine conduce țara, cine conduce localitatea. De aceea, noi facem apel ca în fiecare localitate din țară să se creeze celule de rezistență a cetățenilor, celule care vor deveni parte acestei mișcări pe toată țara și cu care noi vom lucra în continuare. Am convenit la discuția de ieri că o să organizăm în fiecare săptămână acțiuni de protest împotriva dictaturii. În această duminică o să organizăm un protest la scară națională, la Chișinău. Detalii mai multe despre acest protest ne va oferi Andrei Năstase. În această vinere, la ora 14, invităm pe cetățenii responsabili să meargă împreună cu noi la Comisia Electorală Centrală, pentru că acolo, la 14, cum am mai zis, urmează ca CECU să ia act de decizia Curții Supreme de Justiție. În contextul situației în care ne aflăm, după decizia abuzivă a Curții Supreme de Justiție de anulare, de invalidare a rezultatelor alegerilor din Chișinău, venim cu următoarele revendicări către autorități. Validarea alegerilor la Chișinău. Anularea sistemului mixt. 3. Demisia și urmărirea penală a președintelui Curții Supreme de Justiție și a celorlalți judecători responsabili de deciziile abuzive de anulare a alegerilor, și anume Luiza Gafton, Victor Burduh, Vlad Klima, Ecaterina Palanciuc, Ala Malăi, Valentin Lastavețchi, Rodica Berdilo. Pentru că lupta împotriva dictaturii nu va fi ușoară și nici scurtă, îndemnăm toți oamenii onești, cinstiți, să adere la această mișcare de rezistență a cetățenilor acum. Acum trebuie să oprim dictatorul. Acum trebuie să ne unim cu toții, toți cetățenii liberi, demni, care nu vor să trăiască peste câțiva ani în dictatură deplină. Vă îndemnăm să vă alăturați mișcării de rezistență a cetățenilor acum. Vă îndemnăm să faceți acest lucru cum puteți, venind la protestele noastre, implicându-vă în acțiunile de rezistență pe care le vom anunța, vorbind cu rudele și prietenii din localitățile din afara Chișinăului
și explicându-le ce se întâmplă în Chișinău. Mulți oameni cred că ceea ce se întâmplă acum nu este prea grav, nu îi privește pe ei personal. Dar acest lucru este doar o chestiune de timp. Nu putem să așteptăm până când dictatura va fi resimțită la nivel de fiecare familie, la nivel de fiecare persoană, atunci când acest personaj care a pus control, a obținut control asupra tuturor instituțiilor, iar acum a decis să anuleze și votul nostru, să ajungă să ne distrugă destinul fiecăruia în parte. Bună ziua, prieteni! Vă mulțumesc că sunteți atât de mulți astăzi la această conferință de presă. Doamna Sandu a vorbit despre inițierea acestei mișcări de rezistență populară a cetățenilor și asta presupune crearea acestei mișcări de jos în sus. Iată de ce venim cu inițiativa și cu solicitarea către toți cetățenii acestei țări, țării noastre, ca în fiecare sat, în fiecare școală, în fiecare spital, în fiecare întreprindere, să fie create celule de rezistență. Celule de rezistență cetățenească. Pentru că ceea ce a făcut justiția controlată plenar de mafie și de Plahotniuc este un atentat la tot ce înseamnă Republica Moldova, la suveranitatea ei, la independența ei. Este de fapt o uzurpare a puterii în stat, un act oficializat, ori uzurparea puterii în stat este cea mai gravă infracțiune contra poporului Republicii Moldova, lucru statuat și în articolul 2 al Constituției noastre. Îndemnul nostru este să facem această mișcare cât se poate de repede, repet, peste tot în țara noastră, astfel încât duminică să ne mobilizăm cât se poate de multă lume în Piața Mare Adunării Naționale, direct în Piața Mare Adunării Naționale, la ora 2. Sub aspect organizatoric, vom avea grijă despre tot ce ține de organizarea acestui protest. Toți noi trebuie să înțelegem că de prezența, de numărul celor care vor fi în piață, depinde atitudinea ulterioară a polițiștilor, a celor care sunt aduși acolo să apere astăzi guvernarea oligarhică. De prezența noastră depinde dacă la Chișinău se va produce ce aici s-a produs în alte țări civilizate, dacă vom obține și la noi rezultatele bazate pe experiența altor state. Recent cunoașteți cazuri în est și în vestul Europei, dar zic încă o dată, totul depinde de prezența noastră în Piața Mare Adunării Naționale. Și nu mai contează ce vor spune televiziunile controlate de Plahotniuc, de Dodon, inclusiv televiziunea națională. Televiziunea națională care a luat aceeași linie, aceeași politică editorială ca și holdingul criminal al lui Plahotniuc. În ultima perioadă de timp ați observat probabil cum televiziunea națională manipulează de aceeași manieră ca și canalele toxice plătite la fel ca și televiziunea națională din banii noștri, doar că aceștia au trecut prin buzunarele lui Plahotniuc după furtul miliardului, după spălătoria mafiei rusești, după atacurile Raider, după toate crimele la care s-a dedat mafia imobiliară, inclusiv cea din Chișinău. Aceste televiziuni manipulează în viziunea și în obiectivele acestor televiziuni zecile de mii de oameni, sutele de mii de oameni sunt tratate ca și niște sute, niște mii. De asta vă invit fiecare dintre dumneavoastră să duceți mesajul cât mai departe, iar televiziunii naționale îi solicităm timp de antenă până duminică pentru a promova acest protest, iar duminică pentru a mediatiza acest protest cetățenesc de amploare.
un protest care, a cărui finalitate depinde în foarte mare măsură de numărul celor prezenți în piață. Îndemn pe toți cei din țară, pe cei din diasporă, grupați-vă, veniți cu microbuze, veniți cu automobilele personale. Știm că și de această dată vor fi dificultăți, se va bloca drumul, se vor bloca drumurile naționale și cele din oraș, dar trebuie să depășim aceste obstacole, aceste dificultăți să fim în piața mare naționale. În acest moment am văzut cu toții în piață foarte multă lume de vârsta înaintată, peste 50 de ani, 60 de ani. Fac apel către tineret. Ați fost exemplari la ultimul nostru protest. Ați fost prezenți masiv și vă îndemn să continuați în același sens. Veniți cu banere, veniți cu pancarte, improvizați, aveți libertate ca și noi să faceți ceea ce considerați de cuviință, doar să oprim această dictatură. Dacă nu oprim acum, să știți că Plahotniuc merge pe drumul lui Ianucovici. În toamnă va fi mult mai greu, iar acest individ este în stare să tragă în oameni. Pentru a-și salva libertatea, pentru a-și salva averele ilicit dobândite, este în stare de orice. Noi suntem determinați să mergem până la capăt, dar avem nevoie de o prezență masivă în piața mare a adunării naționale. Riscăm, probabil ați văzut în ultima perioadă de timp, mai multe declarații ale oficialilor europeni și nu doar a unor partide din Europa. Ați văzut înalți funcționari ai instituțiilor europene vorbesc tot mai mult și mai mult despre înghețarea finanțărilor și trebuie să știți că în pericol este și regimul liberalizat de vize, care ar putea să fie afectat de derapajele antidemocratice la care se dă această guvernare. Și ați văzut cinismul acestui criminal Plahotniuc, care ne vorbește despre plata unui preț a acestor derapaje. Prețul îl plătim noi, cetățenii acestei țări. Nu plătește Plahotniuc, nu plătește Filip, nu plătește Candu, borsecile lor. Noi, cu dumneavoastră, plătim prețul acestor ilegalități și instalării dictaturii în Republica Moldova. Iar consecințele vor fi nefaste nu doar pentru noi, vor fi nefaste pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Iată de ce îndemnul meu este la mobilizare masivă, la mobilizare totală și vă îndemn în fiecare localitate, în fiecare întreprindere, în fiecare școală, în fiecare spital, în fiecare universitate, să se constituie celule ale mișcării de rezistență cetățenească, populară, la nivel național, la nivelul întregii țări. Mulțumesc! Stimați prieteni, stimați concetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, eu cred că parcurgem un moment extraordinar de important și acele revendicări pe care astăzi le formulează acest grup de inițiativă a unei mișcări largi de rezistență este un minim necesar. Ne-am dorit să fim mai duri, ne-am dorit să fim mai intransigenți, dar asta este lupta politică, noi trebuie astăzi să ajungem nu doar la fiecare cetățean, dar și la fiecare funcționar care prin aceste decizii a unui sistem de justiție completamente subjugat interesului politic a dezonorat întreg sistemul din țara noastră. Și atâta timp cât funcționarii publici, polițiștii, învățătorii, medicii vor sta deoparte, vor considera sau lucrătorii sau cei aleși, mă refer absolut la toți, vor sta deoparte și vor uita la protestele acestea sau la manifestările noastre ca la un act de, eu știu, nesupunere civică, doar greșesc amarnic. Deci toți ei sunt dezonorați, toți ei sunt puși astăzi, mă iertați de expresia aceasta, chidăniți de domnul Plahotniuc și trece acest sistemul justiției și de aceea trebuie să se includă în această mișcare de rezistență. Fiecare la locul lui. Sigur că este foarte bine și este foarte necesar toți să vină în piață, să se arete, să se manifeste indignarea sa de această dezonoare. Deci noi, într-adevăr, trebuie să vorbim astăzi de o revoluție a moralității în Republica Moldova.
pentru că ea există și noi o să o promovăm și vă rog foarte mult să susținem aceste revendicări pe care astăzi le-am formulat. Mulțumesc! Dragi concetățeni, nu sunt politician și nu știu dacă aș fi făcut în alte circunstanțe o asemenea opțiune sau o asemenea decizie, dar din momentul invalidării votului nostru de către Curtea Constituțională, Curtea Supremă de Justiție, nu mai este vorba de PAS, nici de platformă, nici de Maia Sandu, nici de Andrei Năstase, ci este vorba de o opțiune de a fi de partea democrației sau de a fi de partea dictaturii. Și această opțiune este a fiecărui cetățean în parte, fiecare dintre voi, uitându-se în sinea lui, trebuie să se întrebe de partea cui este și alături de cine este în momentul, din acest moment. Mulți dintre voi ați cerut să avem noi lideri în politica moldovenească, ați cerut să apară și alți oameni, pentru că nu știu de ce vi s-a părut că în partidele de opoziție nu sunt oameni reprezentativi. Ba nu vă place de Andrei Năstase, ba de Maia Sandu, ba de al treilea sau al patrulea. Noi am venit aici împreună cu alți reprezentanți ai societății civile, oameni care contează în această țară, să vă spunem că noi oferim acestei platforme un sprijin necondiționat în transformarea politică a Republicii Moldova. Noi am venit să vă spunem că există o alternativă la guvernare și nu suntem doar cei care îi vedeți acum, sunt mult mai mulți oameni și acești oameni sunt determinați să nu mai stea în zona lor de confort, să analizeze politic lucrurile, ci să procedeze la acțiuni politice foarte concrete. Vreau să mă adresez la patru categorii de oameni care mi-s dragi și alături de care sunt întotdeauna și cărora le vorbesc. În primul rând, intelectualilor, oamenilor de știință, scriitorilor, cercetătorilor, profesorilor, medicilor, toți cei care au un cuvânt de spus în această țară și care pot, prin atitudinea lor, să determine o schimbare. Vreau să mă adresez tinerilor, studenților mei, elevilor și celor care le-am vorbit de atâtea ori de necesitatea de schimbare și care mi s-au plâns de atâtea ori că nu au opțiune în a rămâne în această țară. Acum suntem în posibilitate și în drept de a genera această schimbare. Vreau să mă adresez sportivilor mii dragi, acelor băieți care au fost rușinați de gestul acestor criminali, care au terfelit noțiunea de sport și sport de performanță, atât sportivilor activi cât și celor care au făcut sport și care aș vrea să fie alături de această mișcare de rezistență, să stați alături de noi atunci când este nevoie să ne asigurați protecția și integritatea, pentru că avem de recuperat imaginea unor oameni care au făcut din cuvântul sport și sport de performanță o nebunie. Și vreau să mă adresez unioniștilor, pentru că nimeni în această țară nu are dreptul de a lua românilor acest drept istoric, etnic, de a fi un stat întreg cu România. La fel cum nimeni nu are dreptul de a interzice vreun partid unionist vreodată, pentru că românismul și identitatea românească sunt o parte integrantă a declarației de independență și a identității acestei țări. Nu pot să vă cer această afiliere față de partide pe care nu le credeți credibile, poate, dar ce aș vrea să vă cer sunt două lucruri. Unu, să nu vă lăsați identificați cu această dictatură, că sunteți într-un fel manipulați și instrumentalizați de Plahotniuc. Și doi, să manifestați
o atitudine empatie față de lucrurile care se întâmplă în această țară, pentru că este și a voastră și a noastră a tuturor, iar această opoziție este cea cu care va trebui să discutați atunci când veți vrea să faceți politică. Și în cele din urmă mă adresez tuturor să vină alături de noi duminică. Duminică este un moment al adevărului în care prin prezența noastră masivă vom arăta suport față de mișcare, de rezistență, față de platformă, față de opoziție. Vom arăta partenerilor europeni că există un larg consens în societate asupra vectorului european, pentru că cei care au stat în fruntea Republicii Moldova nu ne-au dezbinat doar pe criteriul moldoveni-români și așa mai departe, dar ne-au dezbinat chiar și pe cei care credem în vectorul european, între cei care într-adevăr și-l doresc și cei care au mimat acest lucru și l-au distorsionat. Vă mulțumesc! Уважаемые граждане, друзья, я хочу к вам обратиться не в качестве вице-председателя политической партии «Платформа Да», а как простой, ответственный гражданин этой страны, русский по национальности. С риском повториться, но скажу еще раз. Речь идет не об Андрее Анастасии. Речь идет не о политических партиях. Речь идет о том, как мы дальше будем жить и будем ли жить. Мы сейчас все без исключения находимся в, если сравнить, в одном автобусе, которым управляет абсолютно неадекватный водитель. И доехать куда-то с ним вряд ли. В тупик, в канаву, туда гораздо быстрее доедем. И если кто-то думает, что это коснется только одних, а вот другие должны просто сидеть где-то сзади, потому что их представитель с ним договорился, пускай они вспомнят судьбу тех, кто договаривался до сих пор. Они уже в канаве. Поэтому сейчас два главных тезиса – это достоинство и солидарность. Потому что диктатура не абстрактное слово, оно коснется каждого. Никто никогда не думал, что вся юстиция будет захвачена. Никто никогда не думал, говорит, ну невозможно, я как не верю, ну невозможно, чтобы 15% ПИБа украли. Что, как возможно? Более того, возможно их повесить, выплатить в двойном размере, чтобы мы, у кого украли, их выплачивали. Никто не верил, ну как можно проголосовать? 250 тысяч человек вышло на голосование, их можно аннулировать, эти голоса, впервые за 27 лет. Очень даже просто можно. И выбросили на помойку и голоса тех, кто против Андрея Анастасия голосовал, и тех, кто голосовал за Ивана Чебана. Все здесь возможно. Потому что, еще раз повторяю, адекватность решения отсутствует здесь. И когда, вот представьте, у вас фирмы, которые управляются неадекватным менеджером, когда к вам придут и скажут, что этот бизнес уже не ваш, и покажут решение суда. Какая-нибудь практикантка плохотнюка решит, что этот бизнес теперь переходит в ЦУЦУ. Представьте себе, что так может случиться с вашей квартирой, с вашей машиной. Это может случиться на улице с каждым человеком, который расскажет какой-то анекдот. Куда мы двигаемся? Да, мы можем делиться на государственников, унионистов, по разным этническим признакам. А вот мафия, она никогда не делится. Она объединяется, она интернациональна. Те, кто считает себя большими статалистами, пускай посмотрят, а это государство, оно есть сейчас? Оно функционально, это государство? Что здесь функционирует, кроме того, что вывешен флаг? Что здесь работает? Кому нужно государство без граждан? Поэтому задумайтесь, подумайте очень-очень хорошо, прежде чем начинать опять разборки, что не нравится то, не нравится одно слово из 100, не нравится одно выступление из 200.
Конечно, можно ковыряться и искать, извините, блох, когда не хочешь что-то, хочешь найти отмазку, чтобы не присоединяться. Но у вас есть аналитическое мышление. Подумайте, куда мы идем. Будем ли мы чувствовать себя через 2-3 месяца в безопасности? Вспомните, что было в Германии в 1933 году, и тоже всем казалось, что да не может быть такого. Еще как может. Поэтому или мы сейчас плечом к плечу остановим вот эту гашку, которую, еще раз, третий раз говорю, управляется неадекватным человеком, поменяем водителя и хотя бы выйдем на какую-то дорогу, и потом будем разбираться, какой путь для нас важен. Или в тюрьме, если не на кладбище, в тюрьме там мы будем очень много спорить. Кто раньше сел, они вам расскажут, что, какие здесь правила. И будем все там разбираться, кто из нас лучше, кто из нас хуже. А не будет ничего, ни страны, ни граждан. Останутся только неухоженные могилы. Мы хотим такую страну. Если нет, тогда прошу, выходите на протесты, присоединяйтесь к движению сопротивления. Если нас будет очень много, мы можем быстро изменить ход истории. Bună ziua! Eu sunt un participant al societății civile. Încă o dată, Mircea Arcadie Barbăroșe, sunt director executiv la Institutul Politici Publice. Și am venit aici să susțin acest protest pentru că sunt membru al societății civile. Pentru că pe mine mă doare cum este condusă această țară. Pentru că ceea ce se întâmplă în această țară nu mai este acceptabil. Nu este acceptabil de mult timp. Dar acum a ajuns cuțitul la os. Noi nu mai putem răbda ceea ce s-a întâmplat. Deci, încă o dată zic, haideți să ieșim cu toții împreună duminică la acest protest, la ora 2, dar nu numai duminică. Haideți să facem mișcări de rezistență în fiecare comunitate. Nu mulți, puțini, câți or fi, dar să fie manifestarea rezistenței față de acest regim. Să fie o manifestare de care să se teamă acest regim. Și până la urmă să lichidăm acest regim, pentru că nu putem să conducem țara în așa mod. Nu putem să ne mișcăm înainte în așa mod. Putem doar să ne oprim și să mergem la râpă. Și atunci când ne vom trezi la fundul râpei, vom zice, ah, Doamne, dar cum am nimerit eu aici? Iată așa și am nimerit. Pentru că nu ai ieșit la protest, nu te-ai aliniat la un grup de rezistență, nu ai făcut rezistență, ci ai stat acasă și ai ascultat ceea ce îți spune domnul Plahotniuc la televizoare. Iar noi sigur că o să continuăm această luptă, câți nu fi, puțini, noi vom continua această luptă, pentru că eu nu vreau să văd țara prăpădită, țara jefuită, țara în care oamenii nu au ce mânca pentru că vine unul și le ia toți banii. В этом смысле я прошу всех вас, граждан, присоединяйтесь к нашему движению. Это не движение для того, чтобы взять власть, это движение для того, чтобы разрушить эту власть и дать нам свободу выбирать тех, кого мы хотим, тех, за кого мы чувствуем, что должны голосовать. Stimați prieteni, îmi spune Igor Munteanu, reprezint Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale. Sunt aici alături pentru că trebuie să mă solidarizez cu acest apel important pentru societate, pentru că dacă nu-l facem, toți vor înțelege că noi acceptăm și tolerăm ceea ce s-a întâmplat. S-a întâmplat o mare nedreptate. Alegerile reprezintă pilonul de bază a democrației reprezentative. Fără alegeri și fără recunoașterea unui scrutin perfect, valabil, nu există stat și nu există legitimitate. Dacă nu există legitimitate, este ca și cum nu a face nicio deosebire între tâlhar și polițist. În continuare, apelăm la toți cei care au sentimentul dreptății, sentimentul demnității personale, care pot să iasă la aceste mișcări de protest,
care trebuie să formeze o mișcare de solidaritate civică pe plan național. Trebuie să înțelegem că recuperarea democratică se face nu la televizoare, nu în fața monitoarelor, ci cu efortul fiecăruia dintre noi. Avem o grămadă de lucruri înainte de făcut, dar trebuie să le facem pas cu pas, împreună cu liderii care vor ieși duminică cu indicarea clară a priorităților care urmează. Eu cred foarte mult în bunul simț a cetățenilor Republicii Moldova și cred că, indiferent de diferențele dintre noi, oameni de partid sau oameni din afara partidelor, sunt lucruri vitale pe care trebuie să le apărăm. Și aceste lucruri contează extrem de mult în acest an. Mulțumesc și invit toți cei care mă cunosc să iasă la protestul de duminică și să-și să înțeleagă foarte clar ce pot face pentru această mișcare de rezistență națională. Da. Stimați cetățeni, practic de la 30 de ani de zile, de la începutul mișcării de renaștere națională, dar și de la 27 de ani de independență, Republica Moldova se află în cea mai complicată situație politică pe care a avut-o vreodată. Practic, pentru ce au luptat cei care au inițiat mișcarea de renaștere națională la sfârșitul anilor 80, pentru principiile lor, pentru libertate, pentru dreptul la vot, pentru dreptul de a alege, pentru dreptul de a trăi liber. Toate aceste drepturi, după 27 de ani de independență, Republica Moldova a ajuns iarăși de acolo de unde a pornit, iarăși la instaurarea unei dictaturi. Iar atunci când cineva spunea că, bun, mergem înainte, că este necesar să integrăm Republica Moldova în Uniunea Europeană, dar aceasta este o prioritate, dar această mafie, pentru ei a contat să se ascundă după aceste lozinci pentru a putea fura mai departe și astăzi avem o situație și mai complicată decât în anii 80 sau în perioada sovietică, când exista banditism de stat. Astăzi noi avem o îmbinare sau un concubinaj, așa putem să spunem, între mafie și justiție. Noi, până acum, în prezent, n-am avut niciodată așa, acest concubinaj între mafie și justiție. Dacă în anii 90 exista această luptă între instituțiile de drept și mafie, astăzi vedem că mafia, împreună cu justiția, fac legea în Republica Moldova, după bunul cherem a celor care au subjugat aceste instituții de drept. Și vedem că încetul, toate aceste instituții de drept sunt la cheremul, deci, unei singure persoane. De aceea, cel mai important pentru un stat de drept, în primul rând, este suveranitatea poporului de a putea alege, de a putea decide, de a putea să vadă care este sau cursul politic pe care trebuie să-l aleagă un stat. Pentru noi, acest drept deja nu mai există odată cu invalidarea alegerilor. Și noi vedem că unica soluție este să ne mobilizăm toată lumea pentru a putea reseta acest stat, pentru a putea da o nouă șansă. Clar că această nouă șansă ar fi integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ideal ar fi altceva, dar cei care cred că Plahotniuc s-a ascuns creând diferite mișcări unioniste în spatele lor și încercând să spună că el este cel care va face unirea, este cel care va face integrarea europeană, este cel care va face tot în țara asta, eu vreau să vă spun că, da, el face tot în țara asta, ce este legat de hoție și de subjugarea instituțiilor de drept. De aceea, duminică, suntem toți așteptați în Piața Mare a Adunării Naționale pentru a spune un nu justiției subjugate, fiindcă cel mai grav nu este atât Plahotniuc cât cei care îndeplinesc comenzile lui. Dacă nu ar fi cei care îndeplinesc comenzile lui, atunci acest stat ar avea, deci, o șansă în care să existe o justiție de drept, în fiecare de noi să ne găsim dreptate în instanțele de judecată. De aceea, duminică, cât mai mulți în piață, pentru a putea spune că avem nevoie de un stat de drept în care să putem decide noi și nu cei care au subjugat instituțiile de stat. Mersi. Înainte de a vă solicita să ne puneți întrebările dumneavoastră, pentru că deja suntem într-o anumită criză de timp, vreau să fac și un apel către breasla din care fac parte și mă adresez aici către avocați. Vă felicit pentru modul exemplar în care ieri ați organizat o conferință de presă
și vă îndemn să ieșiți și duminică la acest protest. În continuare, protestul dumneavoastră, căruia eu mă raliez plenar, vă invit să ieșiți duminică la protest. Mă adresez și lectorilor universitari, pentru că am fost și lector. Îndemnați-vă studenții, îndemnați-vă colegii să ieșim la protest. Vreau să fac un anunț acum. Cunoașteți deja opinia cu privire la contestarea sau mai degrabă reclamarea încălcărilor flagrante a unor drepturi cetățenești la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Din păcate, Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu protejează în mod direct ilegalitățile din cadrul unor scrutine locale. Am identificat o cale prin care voi ajunge la CEDO. Iată de ce vă anunț pe această cale. Voi reclama statul Republica Moldova. Din păcate, statul Republica Moldova nu ai cum la CEDO să îl reclam pe criminalul Plahotniuc sau pe Druță sau pe Poale Lungi, care controlează din umbră acest proces criminal de invalidare a alegerilor. Voi reclama la CEDO statul Republica Moldova pentru încălcarea drepturilor noastre ale tuturor. O voi face cât se poate de curând, cât se poate de calitativ, pentru a obține un verdict în ceea ce privește modul de abordare de către guvernare a acestor alegeri din Chișinău. Încă o dată, ora 2, să fie clar. Duminică, la ora 2, în piața Marii Adunări Naționale, venim cu toții, venim cât se poate de civilizat, pașnic, dar masiv ca niciodată. Repet, masiv ca niciodată, este vorba despre o mișcare de rezistență civică, o mișcare de rezistență cetățenească, care trebuie să ne mobilizeze pe toți. Pe toți din întreaga țară, de la sud la nord și de la est la vest. Chiar vineri, la 14, cei care sunt în Chișinău și care nu sunt la lucru, îi așteptăm în fața Comisiei Electorale Centrale, pentru că acolo se va discuta, se va lua act de decizia Curții Supreme de Justiție. Dragi cetățeni, acum trebuie să acționăm. Mai târziu, va fi prea târziu. Dacă aveți întrebări. Credem că protestele pot schimba ceva. Apelul nostru este la mobilizare. Dacă nu am fi crezut în proteste, nu am fi chemat oameni la protest. Vă dau doar două exemple din șirul de exemple care justifică ieșirea la protest. 1. N-am fi cunoscut niciodată despre existența raportului Kroll sau despre concluziile acestui raport dacă pe data de 3 mai n-am fi fost peste 50.000 de oameni în stradă. Astăzi, avem la îndemână, practic, un rechizitoriu acestei guvernări și, întâi de toate, lui Plahotniuc, lui Dodon, lui Șor și altor clienți de-a lor sau complici de-a lor în furtul miliardului. 2. Niciodată nu l-am fi putut opri pe Gaburici să mai semneze încă 7 miliarde de lei, asta însemnând încă 14 miliarde de lei pe care le-ar fi pus pe umerii noștri această guvernare, dacă pe data de 3 mai nu am fi ieșit peste 50.000 de oameni în stradă. Protestele au efecte și vor avea și de acum încolo. Să nu uităm că doar prin protestele noastre, ale opoziției extraparlamentare, ale partidelor emergente, am oprit adoptarea legii cu privire la legalizarea capitalului ilicit. Să avem încredere și cei care seamănă deznădejde și disperare cu privire la protest să nu mai facă. Pentru că o fac în interesul acestei oligarhii. Dacă se poate în lumea civilizată, de ce nu s-ar putea în Republica Moldova? Printr-un protest masiv, dar vorbesc masiv, avem nevoie de peste 100.000 de oameni să debarcăm această guvernare criminală. Vom fi mulți, frații noștri, copiii noștri, polițiștii, oamenii din armată vor avea de ales. Cu criminalul
sau cu poporul lor, cu criminalul sau cu părinții, cu frații, cu surorile lor. Mulțumesc. Moldova 1 este televiziunea care există din banii noștri și aici au niște responsabilități concrete ca să asigure timp de antenă pentru a reflecta evenimente cu adevărat importante. Și atunci când vin în piață zeci de mii de oameni și televiziunea națională nu reflectă suficient, corect, evenimentul la care se prezintă zeci de mii de oameni, atunci când membrii acestui Consiliu de Rezistență Cetățenească nu au acces să meargă să le explice oamenilor ce se întâmplă la Chișinău, ce se întâmplă în țară și care sunt revendicările noastre, asta înseamnă că cei de la Televiziunea Națională încalcă legea și încalcă obligațiunile de serviciu și vor trebui să răspundă. Celelalte televiziuni urmează să își schimbe comportamentul atunci când vom avea o instituție a statului care să reglementeze piața media așa cum scrie legea. Revendicarea noastră rămâne către Televiziunea Națională. Și așteptăm în următoarele 3 zile să ni se ofere timp de emisie în ore de maximă audiență. Irina Dejunară, TVR Moldova, dacă ne puteți spune mai exact ce încălcări veți reclama la Curtea Europeană pentru prima tur să fac o asemenea declarație. În momentul în care, credeți-mă, dreptul fundamental al meu personal și al tuturor celor care au utilizat Facebook-ul. Iată, o să ne consultăm și cu specialiștii de la Facebook, să vedem, pentru că ei ne-au spus, doar Berdilă i-a întrecut pe toți. Iar după Berdilă și clima și restul, în special Poale Lungi, care stă în spatele acestei decizii. Decizia nu a fost scrisă, decizia primei instanțe a fost scrisă de consilierul, ex-consilierul lui Poale Lungi, acesta s-a aflat în permanent contact cu Poale Lungi. Va veni timpul când un procuror liber îl va ancheta și pe Poale Lungi pentru această crimă. Eu aș vrea să continui mesajul doamnei Sandu cu privire la presă, îndemn presa holdingului criminal și toxic, controlat de Plahotniuc și plătit din banii noștri, să nu mai manipuleze. Să nu mai manipuleze. În piață au fost zeci de mii de oameni. De fiecare dată înaintea protestelor, sau în cadrul protestelor, sau după proteste, Plahotniuc a avut scenarii, a avut combinații, cum îi place lui să spună, el fiind un combinator, el preferă să spună combinator. Amintiți-vă de fiecare dată, în fața protestelor, se găsea câte unul care să vină să spună că va ocupa o instituție de stat. Vă amintiți? Pe data de 3-4 septembrie s-a găsit unul din ăsta. Înaintea protestelor noastre de amploare, găsea câte un complet de ăsta de circari care declarau că vor ocupa Filarmonica Națională. Vă amintiți, nu-i așa? În cazul protestului automobiliștilor, care pur și simplu a fost desființat. Un protest atât de frumos, cu prezență excelentă în Piața Mare a Națională. Știți cum a reușit să-l desființeze? Prin prezența unuia pe care au reușit ei să-l condamne. Pe drept sau nedrept, nu este treaba mea. Pentru participare la Donbass. Există unul acolo care vine și intoxică acest protest curat, frumos, al automobiliștilor. Același lucru am încercat să-l facă atunci când opream desființarea ilegală a Gaudeamusului. L-au trimis pe acest individ să spurce această inițiativă civică a noastră. De data asta o să apeleze de fie ca și de fiecare dată, o să apeleze la câte unul. Poate uneori oamenii sunt nemulțumiți, sunt revoltați. Eu sunt sigur că sunt oameni care ar pune mâna pe armă chiar și vor găsi și din ăștia care să-l scoată în față, dar să blocheze un oraș întreg din cauza unei ieșiri artificiale, provocate, premeditate sau nu, a unui cetățean, este o crimă împotriva acestui oraș. De asta îndemn toată presa lui Plahotniuc să nu mai manipuleze opinia publică. Orașul a fost blocat la indicația lui Jizdan și a poliției rutiere. Protestatarii s-au manifestat cât se poate de civilizat în fața primăriei Chișinău, vorbesc de protestul de ieri dimineață, în fața primăriei Chișinău am făcut un mod regulamentar, am mers pe zebre,
atât cât am considerat noi și nimeni n-a încălcat nimic. Orașul era deja blocat de această guvernare, de conducere acestei poliții. Și un mesaj către polițiști. Prieteni, mergeți pe acasă de seară, cuprindeți-vă nevestele, copiii și gândiți-vă în ce lux trăiește Jezdan Pânzari. Toți criminalii de la vârful poliției care au călcat peste sângele copiilor noștri și în ce condiții trăiți voi? În cămine, insalubre, trăiți pe la gazdă, trăiți cu un salariu de 3-4 mii de lei? E timpul să scăpăm de această șaică care stă să apere un criminal. Doar apărându-l pe Placotniuc se pot salva ei de la pușcărie. Când va cădea Placotniuc, vor ajunge la pușcărie și Pânzarii și Cafcaliucii și toți cei care și-au bătut joc în 7 aprilie de noi toți. Dar în primul rând de copiii noștri. Este dictată politică. Deciziile de a invalida, inclusiv menținerea deciziei primei instanțe, sunt controlate de umbră de PDM de Placotniuc. Dar vreau să vă întreb, ce dovezi ați putea prezenta publicului că este așa, că în spatele acestor decizii stă cineva nemijlocit PDM sau liderul acestui partid? Justificările aberante care se regăsesc în aceste decizii și v-am zis că am avut o discuție și cu ambasadorii de aici. Toată lumea a rămas nedumerită. Cum poți să vii cu asemenea argumente în deciziile unor instituții care ar trebui să fie serioase? Deci nici nu și-au dat silința să încerce să vină cu niște argumente mai elaborate. Au vrut pur și simplu să ne demonstreze, ca să fie clar absolut pentru toți, că votul nostru nu contează și că decizia este una politică. Deci ăsta este unul dintre argumente. În rest, avem, cred că, o sumedenie de argumente despre faptul că justiția este controlată în Republica Moldova și putem să ne reamintim ce s-a întâmplat în ultimii ani, începând de la cele mai mari furturi, atunci când oamenii care au comis aceste furturi, lucruri confirmate de companii de investigații internaționale, acești oameni nu sunt în continuare sancționați. Banii acestor oameni nu au fost înghețați sau conturile nu au fost înghețate astfel încât ei să poată să folosească acești bani. Există un șir mare de probe și argumente că această decizie este una politică și acest lucru este clar pentru toți. Chiar și în pofida tuturor activităților pe care le realizează companiile de lobby plătite cu bani mari de către Partidul Democrat și Placotniuc pentru a promova o altă imagine actualei guvernări și a imaginii personale a lui Placotniuc peste hotare. Deci aceste decizii au răsturnat toate activitățile pe care le-au desfășurat aceste companii de lobby, cele care aveau anumite efecte în rândul oamenilor care nu cunoșteau prea multe despre Republica Moldova. Doar o precizare pentru dumneavoastră în mod special, dar și pentru cei care preiau această tactică, această strategie a lui Placotniuc. Nu noi trebuie să vă aducem probe. Probele trebuie să le aduc un procuror general liber. Ori acel procuror general trebuia să intenteze un dosar penal împotriva lui Druță pentru că a atentat la cele 5 milioane ale noastre, ale tuturor, iar personal l-am reclamat procuraturii. Imaginați-vă într-o societate civilizată, democratică, ca cel pe care l-am reclamat la procuratură să mă judece. Ați mai găsit undeva așa ceva? Articolul 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului îl obliga să nu examineze cazul. 2. Probabil ați urmărit, pe parcursul timpului, am spus, completele de judecată erau decise cu mult înainte. Despre faptul că la Curtea de Apel va fi un complet de judecată Prima, Malui și Palanciuc, am spus-o chiar înainte de asta. Cine a fost prezent acolo, v-am spus și care va fi decizia. V-am demonstrat că completul care judeca recuzarea venise cu încheiere scrisă dinainte. Nu au scris-o în sala de deliberare. Au scris-o dinainte cu nume și cu cifre acolo. În prima instanță, consultantul lui de odinioară a lui Poalelungi a făcut un spectacol cu de la sine putere
a scos din internet niște documente care astăzi constituie probe la dosar, un lucru inadmisibil într-o justiție liberă. Toate aceste argumente vor sta la baza unui rechizitoriu a unui procuror liber pe care îl va avea Republica Moldova dacă vom ieși duminică într-un număr foarte, foarte mare la protest. Iar doar și doar așa ne vom putea asigura de niște alegeri libere, corecte, astfel încât opoziția populară, cu sprijin popular, să poată face alternanță la putere. Altfel, nu vom reuși și o să ne întrebăm de fiecare dată unde sunt probele. Probele trebuie să le acumuleze astăzi un procuror. Un procuror liber și independent. Corina Bezer, Vocea Basarabiei. Această mișcare de rezistență națională se va materializa eventual într-un partid politic unificator, să zicem, a forțelor de dreapta pentru alegerile de toamnă? Această mișcare se opune dictaturii. În situația în care în Republica Moldova se instaurează dictatura, partidele nu-și mai au rostul. Așa, despre asta vorbim acum. Ca să-și mai aibă rostul partidele de acum încolo, ca să-și mai aibă rostul cetățenii, votul cetățenilor, e nevoie de o mișcare la nivel național în care toți cetățenii, toți cei care simt că sunt cetățeni și vor să-și apere drepturile cetățenești, să vină să se alăture acestei mișcări. Despre celelalte lucruri discutăm atunci când oprim dictatura. Vreau să vă spun televiziunea publică Moldova, domnule Anastase, de când s-au început protestele în capitală, vreau să-mi aduceți câteva exemple de manipulare concretă de la știrile de la Moldova 1, pentru că de altfel o să cred că sunt doar niște declarații irresponsabile care o să răspund eu și colegii mei sunt în sală și ar putea să vedea mai multe argumente. În momentul în care dumneavoastră prioritizați știrile în asemenea mod încât știrea despre protest, despre un protest foarte mare, apare... Nu despre primatul mesajului, eu vorbesc despre protest, despre faptul că în... Piața Mare Adunări Naționale s-au adunat zeci de mii de oameni și dumneavoastră prioritizați știrile în care informația despre protest vine la sfârșitul știrilor, atunci nu am cum să înțeleg care este obiectivitatea televiziunii naționale. Și doi, vreau să vă mai întreb un lucru. Am fost invitată la televiziunea națională acum un an în urmă, la o dezbatere cu Adrian Candu. De atunci nu am mai primit nicio invitație, pentru că bănuiesc că nici domnului Candu și nici celor de la conducerea televiziunii nu le-a plăcut cum s-a întâmplat această dezbatere. Acum și eu și domnul Năstase reprezentăm niște alegători. Mulți, puțini, mai mulți decât unii dintre invitații pe care îi aveți dumneavoastră în la această televiziune. Timp de un an de zile chiar nu s-a găsit nicio oră în care să ne oferiți și nouă timp să ne spunem punctul de vedere. Nu ne-l impunem și nu avem cum să ne-l impunem într-o oră pe an. Oamenii trebuie să aibă acces la informație și să decidă. Dar acum nu vorbim nici despre lucru că noi ar trebui să mergem acolo să vorbim și PAS și Platforma, da, și alte partide de opoziție. Vorbim despre faptul că prezența în stradă a câteva zeci de mii de oameni este un lucru important. Invalidarea votului este un lucru care se întâmplă pentru prima dată în Republica Moldova. Și noi credem că acest lucru trebuie să fie reflectat cu toată responsabilitatea la televiziunea națională. Numai o secundă, vă rog. Câți oameni au participat la protestul din 24 iunie, vă rog? Care este cifra care a fost dată din Moldova 1? Care e cifra care dumneavoastră credeți că a fost? Care este cifra care a dat Moldova 1? Pentru că aveți o obligație față de oamenii pe care îi informați să dați o cifră corectă. Care a fost cifra? Nu știți, vă rog să vă documentați, iar după asta să ne spuneți întrebări. Vă rog, alte întrebări ca să vă răspund doamna Sandu la întrebările dumneavoastră. Băi, oameni, duce-mă la radio și spune. Cristina, care e cifra care a dat? Bun, poftiți. Mulțumesc. Voi începe cu cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră. Instituțiile de stat și în speță Ministerul de Interne, prin intermediul Poliției,
trebuie să ia atitudine de fiecare dată când cineva încalcă legea. Dacă eu voi încălca legea, dar să o încalc, atunci să se ia atitudine și față de mine, și față de doamna Sandu, și de față de fiecare cel din cei care încalcă legea. În ce privește acel protestatar, care potrivit presei, eu nu fac anchete, nu fac analize, nu fac investigații, care potrivit presei este același care ar fi provocat și alt incident. Deci, repet, care potrivit presei, deocamdată potrivit presei, eu mai am încredere în presă. Acel protestatar, din câte am văzut eu imaginele, nu era de unul singur în acel exercițiu. Au avut grijă ca cel care era la dreapta să aibă o cameră de luat vedere și mai mult decât atât, un lucru pe care ar trebui să ne deranjeze sau să ne pună în gardă pe toți, imediat după ce un protestatar s-ar fi comportat într-un fel anume, întreg orașul a fost blocat. Nu, să vă rog să rămâneți, vă rog. În cazul în care un protestatar, imaginați-vă că era un om beat, era un om, nu știu, pe o trecere de pietoni, să blochezi întreg orașul din cauza unui om, ca imediat după asta să spui, imediat după acest caz a fost blocat tot orașul. Pentru ce? Chiar nu se vede că este o conspirație, că este o făcătură, că este o schemă pusă la cale de niște polițiști de proastă speță. Polițiștii americani se tăvălesc de râs când îi văd pe ăștia, sau cei europeni. Se tăvălesc de râs dacă la astea mijloace apelează. În rest, organele de ordine trebuie să aibă grijă și de ordine și de securitatea noastră a tuturor. Îndemnul meu către toți, nu doar susținători, pentru că sunt susținători ai mei, către toți cei care vor veni și eu fac apel către și către cei care nu m-au votat și care n-au ieșit la vot. În joc nu sunt eu, nu este mandatul meu, nu este primăria. În joc este țara noastră și viitorul ei. Când venim la proteste, venim cu gânduri bune, pentru că și fără noi, guvernarea are grijă să provoace, are grijă să manipuleze, are grijă să facă, iată, tot felul de spectacole din astea. Sunt jalnici, pur și simplu. Sunt jalnici. Da. Dumneavoastră ați văzut îndemnul și altor lideri a Partidului Liberal care au îndemnat lumea să iasă în stradă și nu este din asta, da, absolut. Deci ați văzut și alți lideri care au chemat lumea în stradă și am spus că această chemare nu este doar a partidelor. Partidele, așa cum a menționat și doamna Sandu, partidele nu-și mai au rost într-o dictatură. Atâta timp cât noi avem instituții de stat subjugate, partidele nu-și mai au rost într-un stat. Numai o secundă, vreau să fac o precizare, mai ales că a intrat reprezentantul Moldova 1 și oamenii de acasă trebuie să înțeleagă. Moldova 1 este postul public de televiziune plătit din banii dumneavoastră. Dumneavoastră aveți pensii și salarii mai mici pentru că există un post de televiziune care mănâncă anual aproape 80 de milioane de lei. Postul de televiziune Moldova 1 manipulează de rând cu holdingul lui Plahotniuc și al lui Dodon. Pentru meetingul din 24 iunie au dat o cifră de 3.000 de participanți. Fals, fiecare dintre dumneavoastră care ați participat acolo, știți că această cifră este una mincinoasă. Iată un exemplu și mă opresc aici, pentru că dacă aș merge mai departe, ar fi un rechizitoriu întreg. Mulțumesc. Era o întrebare aici. Александра Батанова, ньюсмейкер МД, я хотела спросить, обращались ли вы к лидеру нашей партии, чтобы он присоединился к вашему движению и поддержал ваш протест? Мы не обращаемся никому. Da, noi ne-am adresat cetățenilor, noi ne adresăm societății civile, veți vedea aici că am ieșit în stradă toți cei care ne pasă de această țară. Eu nu am niciun fel de mesaj față de liderii politici. Am avut mesaj către toți cetățenii, către toți locuitorii Chișinăului și a suburbilor care au participat la vot, care n-au participat la vot, care au avut un candidat în primul tur, în al doilea tur, și care n-au avut un candidat, cum este cazul partidului nostru. Eu cred că fiecare lider politic știe să aleagă ce este mai bine și cum să procedeze în asemenea situații. În momentul de față, noi avem pus în pericol vectorul european al Republicii Moldova. Asta trebuie să fie foarte și foarte clar, pentru că am văzut în permanență vectorul european ca o modalitate de modernizare a țării,
de civilizarea țării, de scăpare de această oligarhie criminală care se inspiră foarte și foarte mult din ceea ce face mafia. Și anume această oligarhie criminală, vorbesc despre Plahotniuc, a făcut din Republica Moldova o spălătorie a mafiei rusești. În rest, fiecare lider politic este în drept să-și îndemne simpatizanții, să-și îndemne membrii să facă, să procedeze în felul în care consideră ei de cuvință. La modul practic, acum că am făcut acest anunț pentru organizarea protestului din această duminică, asta ar însemna că oamenii care cred în democrație, care pot să se implice și ar trebui să fie mulți oameni care pot să se implice, pentru că e foarte important să se adune, să organizeze localitatea, să vorbească cu ceilalți cetățeni, să-i informeze, pentru că avem o mare problemă de lipsă de informare sau de dezinformare și cei care reușesc totuși să se informeze din internet, de la surse imparțiale, să le comunice celorlalți consăteni, știu eu, vecini, să se organizeze între ei, să vină la acest protest. După asta vor urma și alte acțiuni și noi vom merge în raioane și vom lua legătură cu cei de acolo ca să stabilim cum lucrăm mai departe. Dar o primă sarcină ar fi asta, organizarea, mobilizarea oamenilor pentru a veni la votul, la protestul din Chișinău. Două secunde, dacă îmi permiteți, eu vreau că o întrebare foarte interesantă și vreau acum să mă adresez la mii de concetățeni de noștri, care astăzi ați văzut, după ce a făcut sistemul de justiție, guvernul se duce în teritoriu, se întâlnește cu oameni. Eu rog pe toți cetățenii care sunt aduși la aceste adunări cu reprezentanții guvernării, cu reprezentanții partidului de guvernare, să întrebe pe acești oameni, unde e miliardul, să întrebe cum au făcut așa că s-a furat votul nostru, să întrebe cum au de gând să fraudeze mai departe alegerile, să întrebe de ce nu salarii, de ce nu pensii și când se vor duce în demisie. E ca să întrebe oamenii să folosească capacitatea sa civică, să întrebe în față dacă tot ei vin pe la hramuri și pe la toate aceste întâlniri. Da. Este inclusiv inițiativă și de acest gen, cetățenească. Este vorba de fiecare om în parte să reziste acestui sistem. Nu știu, ar trebui să fiecare celul va avea un reprezentant, ar trebui să vă anunțe calitatea X. Intrăm în detalii și nu este nici momentul și nici locul. Suntem într-o conferință de presă care deja durează o oră. Am spus care sunt intențiile noastre cu privire la aceste celule. Auto-organizarea oamenilor. Oamenii trebuie să fie organizați, trebuie să vină să se grupeze. De ce nu? De ce nu să se asigure că au un pahar de apă? Pentru că noi nu avem finanțări așa cum au guvernările corupte și de la noi și din alte părți care organizează și aduc oamenii cu mărfarele. Noi vrem o auto-organizare a societății noastre de la celule până la întreaga țară. Mulțumesc! E o proces neformal, nu formalizăm. Toți cetățenii sunt bineveniți la această mișcare. Domnișoară. Vorbim de cetățeni care înțeleg și țin la democrație. Despre asta vorbim. Inclusiv partide politice care sunt pro-democratice. Pentru că noi astăzi vorbim aici despre salvarea democrației. Dar nu vă deranjează că un reprezentant al unui partid care a fost la guvernare nu ne deranjează. Aici avem un cetățean responsabil și ne bucurăm că acest cetățean responsabil este alături de noi. Și o să ne bucurăm atunci când o să fie alături de noi toți cetățenii responsabili din Republica Moldova. În momentul de față regret foarte mult lipsa aici a doamnei Maria Ciobanu. Ați menționat faptul că multe instituții ale statului sunt controlate de partea Plahotniuc, iar mea lui a venit cu o replică. De ce? Și a menționat că decizia judecătorului este nedreaptă și chiar periculoasă. Minciunile dictatorului nu merită discuțiile și timpul nostru. Vă rog să vă prezentați. Vă rog să vă prezentați. La Canal 2, mulțumesc. Responsabilitatea este una personalizată de fiecare dată. Poate n-ați citit nici codurile acestei țări. Iar responsabilitatea pentru menținerea ordinii publice este în sarcina organelor de drept. În speță a poliției, care este plătită, din păcate, la nivelul central foarte și foarte bine, uneori
în plicurile date de borsecele lui Plahotniuc, provenite din miliardele furate de la cetățeni, iar în ce privește polițiștii simpli, săracii primesc niște salarii de nimic și sunt supuși unor torturi crâncene, ținuți acolo în primărie, la guvern. Ieri a fost, toate instituțiile statului erau pline de polițiști. Pentru ce? Pentru ce? Dar Curtea Supremă de Justiție de ce a fost plină cu polițiști și cu pompieri? Pentru ce? Oamenii noștri sunt civilizați, oamenii noștri sunt atât de frumoși și poate n-ați fost atenți, vă invit să ridicați o știre frumoasă de pe Unimedia și să vedeți că după protestul nostru din 24 iunie, la fel ca și după toate protestele noastre de pe parcursul al 3 ani de zile, după ce am plecat din piață, era o curățenie exemplară. Și vă invit și pe dumneavoastră să faceți curățenie, vă invit la deontologie, vă invit la bun simț atunci când faceți știri și vă rog să nu mai manipulați și fac acest apel și către Moldova 1, văd că a plecat, nu mă interesează. Să nu mai mințiți poporul cu televizorul. Destul. Destul. Pentru că într-o bună zi, când Plahotniuc va pleca, dumneavoastră tot aici veți rămâne. În elicopterul său nu va avea loc pentru toți. Nici măcar pentru Candu nu va avea loc. Nu mă supăr. Doamne ferește. Ce trebuie să se întâmple ca dumneavoastră să fiți fericită? Să am o țară fericită. Într-o țară nefericită, eu nu am cum să fiu fericit. În primul rând, validarea mandatului. Era inutil. Nu mă interesează validarea mandatului prea mult. Mă interesează ca un mijloc de democratizare acestei țări, de modernizare acestei țări, în care să vreau să trăiesc și eu și familia mea și toți noi, inclusiv dumneavoastră, domnișoara de la Canal 2. Când familia o să